mă sună părinți cu copii bolnavi cu cancer, leucemii, că n-au acces la tratamente, n-au acces la investigații. Situația financiară nu le permite să plătească aceste investigații în privat și de aceea au apelat la sprijinul nostru, dar și noi suntem limitați din punct de vedere financiar, nu putem susține în locul statului acești copii, care sunt ca număr, cel puțin în oncologie, foarte puțin, sunt în jur de 5.000 de copii la nivel național, copii care ar fi trebuit nici măcar să nu se vaite de lipsa acestor investigații și tratamente, ar fi trebuit să fie suportați de la stat, așa cum prevede și Constituția, fără niciun fel de problemă. Din potrivă, copiii aceștia se confruntă și părinților cu multiple probleme. Dar o să las și colegii mei, avem lângă noi pe Anca Mateescu de la Asociația Română Potriva Leucemiei, doctor Marius Ceantă, prietenul și aliatul nostru, domnul Nicu Onica de la Asociația Națională a Hemofilicilor. Leucemie. Problema este că aceste medicamente nu vor fi, nu ajung la pacienți. Pe această hotărâre de guvern, dacă o să vă uitați, o să vedeți că toate aceste medicamente, inclusiv bosutinibul despre care era vorba pentru domnul Miță, care a decedat, sunt, în dreptul lor există marcaj de 4 strămâțe. Dacă aveți răbdare să căutați în altă hotărâre de guvern foarte scurtă, o să vedeți că aceste 4 strămâțe înseamnă că ele nu pot fi prescrise pacienților, adică nu pot fi prescrise gratuit pacienților, decât dacă este îndeplinită condiția de elaborare de protocol. Deci, din păcate, nu există o dată fixă sau un termen pentru elaborarea acestor protocoale. O altă mare problemă care are legătură cu ce discutăm astăzi este că în aprilie, după cum bine știți, a fost lansat Planul Național de Cancer. Nici până în ziua de azi era un termen de elaborare și de pus pe site-ul Ministerului până în iunie pentru dezbatere acest plan. Pentru pacienții de cancer și posibili pacienți de cancer, acest plan este foarte important. Pentru că poate puțină lume știe, dar România nu are Plan Național de Cancer. Vrem ca Ministerul să-l modifice. Am făcut, de fapt, și o solicitare pentru dezbatere publică pe marginea acestui protocol. Așteptăm, în fine, au trecut cele 30 de zile de când am depus solicitarea, așteptăm ca Ministerul să răspundă cererii noastre și să anunțe dezbaterea publică. Cu atât mai mult cu cât în septembrie vor începe să fie rearanjate normele pe programele naționale de sănătate și suntem în pericol să ne prindă iarăși aceste norme fără un protocol adevărat, ceea ce va duce în continuare la tratarea noastră incorrectă până la urmă. Mai mult decât atât, hemofilia are o caracteristică. Nu se consumă banii pentru tratarea pacienților noștri. Banii alocați de minister au fost consumați anul trecut puțin peste jumătate, iar anul acesta estimările sunt că nu se va ajunge nici măcar la jumătate. În continuare nu se consumă banii. De ce nu se consumă banii? Poate ne ajutați și dumneavoastră presa să aflăm de ce nu se consumă banii. Pentru că noi nu reușim și poate că acum am să fiu și puțin rău, vin după o zi în care pur și simplu am urlat de dureri. Astăzi vin alergând de colo-colo pentru tratament și asta mă face să fiu puțin rău. Deci nu avem tratament, bani sunt, nu se consumă. Toată lumea ne minte, cred că pe asta se bazează toți, că domnule, românul s-a învățat să tacă și să înghită și ne mint cu toții. Nu reușim. La casă, dacă te duci să întrebi de ce nu se consumă banii, se dă vina pe medici,
dacă vorbești cu medicii, ei aruncă vina pe casă, până la urmă se pare că adevărul e pe undeva pe la mijloc. Sunt de vină și unii. Cert cu precizie când vor apare protocoale medicale. De ce? Fără aceste protocoale terapeutice, nu se poate prescrie medicamentul. Cu alte cuvinte, medicul nu poate prescrie un medicament de pe această hotărâre de guvern mult triumfizată și anunțată așa foarte triumfalist, nu vor putea beneficia de medicamente de pe această hotărâre de guvern pacienții care au nevoie. Și întrebarea firească și de bun simț este de ce? Sunt două rațiuni. Una, orice zi de întârziere în apariția protocolului, ca de altfel și a hotărârii de guvern, înseamnă economii la bugetul de stat. Adică statul, cu bună știință, își lasă cetățenii să moară, făcând economie la buget. În a doua zi după apariția protocolului terapeutic, medicul va prescrie rețeta și în secunda aia statul pierde bani. Deci ăsta ar fi un prim argument. Statul câștigă la buget bani prin lipsa de acțiune. Așa s-a întâmplat ca hotărârea de guvern apărut după 7 luni, deși putea să apară, repet, undeva la începutul lunii de ianuarie. Nu s-a întâmplat, a apărut de-abia după ce a murit un om. La fel, pe semne că se va întâmpla și cu protocoalele terapeutice. Acum, dacă veți merge la minister să întrebați purtătorul de cuvânt când vor apare protocoalele terapeutice, va avea din nou o dilemă. Răspunsul va fi același. În perioada imediat următoare sau în curând. Pentru simplu motiv, și vă dau și un răspuns foarte clar. Actuala reglementare, care nu este o lege organică, nu este o directivă europeană, nu este un tratat mondial, este un banal ordin de ministru, respectiv 328/2013, despre asta vorbim, care reglementează cadrul de funcționare al acestor comisii terapeutice, deja celebre. În acest regulament de site, Facebook și așa mai departe. Dar, repet, realitatea crudă e asta. Lipsa acestor protocoale la acest moment face ca oameni să moară. Azi, mâine, poimâine, până când cineva va adopta aceste protocoale. Vorbeam aici despre dacă mai sunt necesare aceste întruniri, aceste conferințe de presă. Ca pacient și colegii mei ne-au hotărât aceste conferințe de presă să le facem ori de câte ori este nevoie. O facem o presiune constructivă. Nu vrem să renunțăm pentru că noi suntem pacienți și ne pasă de noi și de cei care ne-au pus aici să-i reprezentăm. Deci nu se poate ca dumneavoastră presa să nu ne ajutați în mod real, pentru că nu se știe, la un moment dat, fiecare dintre noi poate să aibă pe cineva în familie cu probleme de sănătate. Vă spun sincer, s-a și întâmplat, a trebuit să intervin punctual, dar nu este o soluție. Deci a trebuit ca lucrurile să meargă de la sine. Vis-a-vis de transparență, care nu există, e sublimă, dar lipsește cu desăvârșire la nivelul Ministerului Sănătății, din care face parte și Agenția Națională a Medicamentului, din luna martie, nu mai afișează pe site-ul ei nicio decizie privind evaluarea medicamentelor noi. Deci a dispărut și această informare de pe site-ul ANM-ului. Deci nu mai avem de unde să ne informăm despre medicamentele a căror cerere a fost depusă la ANM pentru evaluare și pentru a intra în lista de medicamente compensate și gratuite. Nu ne dorim demiteri sau demisii, ne dorim ca lucrurile să funcționeze, ne dorim ca lucrurile de atitudine să fie imediat, pentru că nu sunt mari inginerii, așa cum le numesc unii, și că durează și că nu se poate altfel. Ba se poate, în acest timp mor copii, mor adulți, mor tineri, din cauza nepăsării unor funcționari. Încă o dată fac un apel la dumneavoastră, pentru că din păcate am rămas singura voce care mai are atitudine în România, noi ca Alianța Pacienților Cronici, vă rugăm pe dumneavoastră presa să ne sprijiniți. Nu vă dorim decât multă sănătate, dar să nu uităm că îi se poate întâmpla oricui.
nimeni nu poate să spună, mie nu mi se poate întâmpla. Pe acest principiu am mers eu și uitați că sunt un pacient cu multiple boli cronice, inclusiv cancer, am acte dovedite, cu toate că am fost la un moment dat etichetat mincinos, le-am arătat și la una din televiziuni, acte dovedite prin care arat că sunt un pacient cronic și atât cât Dumnezeu va da zile, nu voi renunța la această luptă.